Bună ziua, dragii noștri! Bine ați venit! Ne bucurăm foarte mult pentru că astăzi sunteți alături de noi. Acțiunea noastră de astăzi este realizată de organizația pensionarilor din municipiul Piatra Neamț, de organizația municipală și noi nu vrem să vorbim foarte mult decât atâta, să vă urăm sărbători fericite, sărbători pascale luminate, dumneavoastră și întregii familii pe care o aveți, și gestul nostru este unul din suflet pentru dumneavoastră. Și vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației să fiți alături de noi și să vă bucurați de sărbători alături de familie și să vă amintiți de noi atunci când veți mânca o căluță de și îl las și pe domnul deputat Munteanu, domnul deputat Munteanu, pentru că și dânsul este sensibil la... Ce mai poți să spui după ce vorbește Emilia? Aproape că doar să spui te copiez și spun aceleași lucruri. Atât vreau să spun. Multă sănătate. Să ne vedem din nou, iarăși, și să fim capabili să ne deplasăm, să ne revedem. Sărbători fericite! Să fie mai bine în casele dumneavoastră. Toate cele bune! Activitatea de astăzi am conceput-o cu următoarea sintagmă. O floare, un gând și un mic dar pentru persoanele vârstnice. Această activitate se desfășoară datorită sprijinului acordat de Biroul Executiv al Organizației de Partid, de organizația de pensionari sub îndrumarea directă a doamnei senator Emilia Arcan. Tuturor celor persoanelor care ne-au ajutat, ne-au sprijinit în această activitate, vă mulțumesc din suflet. Și dorim ca în perioada următoare să ne mai întâlnim la asemenea evenimente. Paște fericit și să ne ajute Dumnezeu să mai trăim câțiva ani. Tinerii au nevoie, îi spuneam doamnei senator odată, dați-ne tinerețea dumneavoastră și noi vă dăm experiența. Au contribuit colegii noștri, consilier județeni, consilier local, doamna consilier județean Olga Nistor, doamna profesor Claudia Moroiu, domnul secretar, consilier județean Radu Tudorel, domnul Cristi Hâncu și lista este lungă. Dar noi aceste acte de binefacere nu le facem doar în ajun de sărbătoare. Ușa la Partidul Social Democrat este deschisă și ori de câte ori aveți o problemă care vă apasă pe umeri, găsiți sprijinul la noi la Partidul Social Democrat. Am audiențe atât eu cât și domnul deputat Munteanu în fiecare joi, vineri, dar o să veniți să luați toate datele de contact de aici, de la secretariat și o să vă spună când o să ne puteți găsi. În principiu, joia, vinerea, după amiaza, avem rezervat pentru fiecare ce problemă are, ce necaz are, că până la urmă facem parte din familia social-democrată.